Este vestea momentului în România. Agenția Națională de Administrare Fiscală i-a luat în vizor pe cei care fac mici afaceri pe platformele de anunțuri. Astfel sunt vizați toți românii care își vând lucrurile pe internet fără să fie înregistrați, fără să plătească taxe și fără să declare banii câștigați în urma vânzărilor. Totodată, sunt luați în vizor și cei care cumpără lucruri foarte scumpe, iar banii declarați la ANAF nu justifică venituri suficiente, astfel încât cel vizat să își permită acele lucruri. De la începutul anului, curierii sunt obligați să raporteze la ANAF toate coletele plătite ramburs, atât cash cât și card. Administratorii firmelor de curierat spun că tot acest proces le îngreunează munca. Normal că îți îngreunează activitatea sau trebuie să angajezi oameni în plus ca să poți să execuți ce ți se cere. Din septembrie anul trecut a fost anunțată această lege. Din noiembrie trebuia pusă în aplicare, dar așa se întâmplă la noi în România. Abia din ianuarie am început să raportăm, a spus Silvia Duța, administrator firmă curierat. Potrivit unui consultant economic, statul are mare nevoie de acești bani, acesta fiind și motivul pentru care ANAF a început să îi ia în vizor pe cei care fac mici afaceri. Statul are nevoie de banca de aer, iar faptul că a pornit pe urmele tuturor celor care fac mici afaceri denotă acest lucru. Este doar o acțiune de imagine menită să-i determine pe cei care fac astfel de afaceri să își declare veniturile. Nu din tranzacțiile online, din vânzările de parfumuri, haine și bunuri second hand și din activitatea bloggerilor va reuși statul să își acopere deficitul bugetar tot mai mare, ci din reducerea marii evaziuni fiscale, a declarat Adrian Negrescu, consultant economic. Doar în luna ianuarie a acestui an, cele 18 firme de curierat din România au raportat aproape 10 milioane de livrări cu plata în sistem ramburs. În România, peste 60% din numărul total de plăți ramburs se fac cu bani cash. De asemenea, ANAF a luat în vizor și pe creatorii de conținut, pe cei care folosesc aplicațiile de delivery și pe cei care fac tranzacții cu criptomonede, relatează capital.ro.